Bine v-am regăsit la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex, cel mai bun tata lui Marc, și mi-a propus ca astăzi să aflu mai multe lucruri despre jocurile pe calculator. Pentru asta l-am invitat alături de mine pe Gașpar Gheorghi, psihoterapeut. Salut Gașpar, bine ai revenit! Salut Alex și bine te-am regăsit! Deci, jocurile pe calculator, da, nu, poate și dacă da, în ce măsură? Eu aș îndrăznea spune că da și nu. Mi se pare că în zilele noastre îi priva pe copii de posibilitatea de a se folosi de tehnologie nu e deloc o alegere foarte înțeleaptă. Însă desigur că nici nu-i putem lăsa fără limite să facă ei ce vor în spațiu online, pentru că așa cum vorbeam și de zile trecute, sunt o serie de pericole la care ei se expun. Și cred că e foarte, foarte important ca noi, adulții, să ne flexibilizăm puțin raportarea față de tot ceea ce înseamnă jocuri pe care copiii le folosesc, tot ceea ce înseamnă timpul pe care el petrec în mediul online. Și aici de ce? Pentru că avem tendința de a spune da sau nu, îi lăsăm pe copii sau nu îi lăsăm. Însă lucrurile nu funcționează chiar așa, pentru că ce am observat eu, de exemplu, ca terapeut, e că cei copii care petrec mai mult timp în fața ecranelor, sunt copii care cresc în familii în care și părinții petrec mai mult timp în fața ecranelor. Și e foarte la îndemână această tendință de a spune, Georgică, pune laptopul la o parte, lasă iPad-ul la o parte, pune telefonul la o parte și fă ceva constructiv pentru tine, joacă-te, desenează, ieși tu în fața blocului. Însă dacă eu ca și părinte stau într-una cu telefonul în mână, la cine verific din când în când mail-urile, mă mai duc după cine să văd exact ce s-a întâmplat în mediul online și așa mai departe, e puțin nepotrivit din punctul meu de vedere să mă aștept ca copilul meu să aibă un comportament diferit, chiar dacă eu declarativ îi spun. De aceea mi se pare că flexibilitatea e importantă, pentru că e nevoie să ne schimbăm noi puțin atitudinea și să avem un comportament ceva mai inteligent atunci când vine vorba de consumul online. Ok, și poți să ne dai o limită de timp clară în care, pe care ar trebui copiii să o petreacă? Asta e întrebarea preferată a oamenilor atunci când vorbesc cu mine și ce ne arată studiile de specialitate e că sub vârsta de 2 ani, limita de timp ar trebui să fie 0. După această vârstă, limita de timp variază în funcție de etapa de dezvoltare a copilului și, încă o dată spun, în funcție de familie. Sunt familiile unde zi de zi, acestea sunt familiile oarecum moderne și inteligente din punct de vedere online, aș îndrăznea spune eu, acolo unde adulții nu stau mai mult de ore și jumătate în fața ecranelor. Însă, noi știm că există și alte familii mai puțin inteligente, acolo unde se stă 6, 7, 8 ore, ceea ce mi se pare deja foarte nesănătos. Gașpar, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Alex! Doamnelor și domnilor, în realitatea zilor noastre este puțin probabil că putem să îi privăm sau că ar trebui să îi privăm pe copiii noștri de mediul online, dar important este să o facem cu măsură și să ne asigurăm că ceea ce urmăresc, contentul pe care îl urmăresc, este unul foarte potrivit vârstei lor. Nu uitați că puteți asculta toate emisiunile Meditații pentru Părinți pe site-ul nostru, itibiții.ro, și mai ales nu uitați să răspuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunați sunt. Pa, pa!